Consilierul municipal Daniel Cârjan spune că a luat decizia de a iniția proiectul de hotărâre prin care să fie stabilit un cadru legal clar privind funcționarea asociațiilor de proprietari în urma nenumăratelor conflicte iscate în cadrul asociațiilor. Astăzi, 26.11.2013, am depus la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului de înființare, organizare și funcționare al asociațiilor de proprietari și sau locatari din municipiul Drobeta Turnu Severin și exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului asupra activității acestora. Astăzi, la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, se simte nevoia urgentă, stringentă, de a avea un cadru legal clar, precis și intransigent cu privire la funcționarea asociațiilor de proprietari din municipiul Drobeta Turnu Severin pentru mai multe motive. În primul rând, legislația în vigoare, și anume legea 230/2007 și normele de aplicare a acesteia, hotărârea de guvern 1588 din 2007, este lacunară și nu răspunde situațiilor tot mai complexe și delicate care apar în activitatea de conducere a unei asociații de proprietari. În al doilea rând, lipsa generalizată de încredere a proprietarilor în activitatea de conducere a asociațiilor de proprietari, în special cu privire la activitatea administratorilor, lipsă de încredere generată pe bună dreptate de către situații diverse care au apărut la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, reflectate și în presă, unele dintre ele, în care președinți de asociații sau administratori, cum se spune pe românești, au furat din banii cetățenilor. Proiectul de hotărâre privind stabilirea unui cadru legal clar privind funcționarea asociațiilor de proprietari, inițiat de către consilierul local Daniel Cârjan, urmează să fie supus dezbaterii în cadrul Consiliului Local Drobeta Turnu Severin.